seara, dragi telespectatori și telespectatoare! Este nedorită gândirea în Parlamentul European? Bela Kovács, un deputat maghiar independent din Uniunea Europeană, a spus la o întâlnire în 2013 la Universitatea de Stat în Moscova că aproximativ 740 din totalul de 760 de deputați din Uniunea Europeană, membrii ai diferitelor grupări politice, nu sunt decât aparate mecanice sau mașini care votează automat. Vă spun sincer că în Parlamentul Uniunii Europene nu este nevoie de gândire și reflectare. Pentru un deputat, criteriile de a dovedi o cunoștință deosebită sau de a reprezenta interesele alegătorilor în Parlamentul Uniunii Europene nu au nicio valoare. A fi deputat în Parlamentul Uniunii Europene este o sarcină lucrativă și foarte ușoară. De la aceștia se pretinde, mai ales de la membrii unei grupări politice, să voteze în ședință, după lista de vot primită dinainte. Deputatul nu are nevoie să-și folosească pentru aceasta mintea. El trebuie numai să apese pe un buton corespunzător listei primite în prealabil. După ce votarea a avut loc, secretariatul verifică voturile fiecărui deputat, dacă acestea au fost făcute exact după indicația dată. Dacă nu, respectivul plătește o amendă. Liderii de grup parlamentar hotărăsc de sus ce va fi tematizat. Domnul Kovács mai adaugă: deputații nu întreabă nimic, nu gândesc singuri, sunt pasivi și iubitori de bani. Vă mulțumim pentru atenția acordată și pe curând, aici, la Klagemauer TV.